Salutare dragilor, astăzi vreau să vorbesc despre o problemă cu care m-am confruntat când am venit în Marea Britanie și anume atunci când am avut nevoie de bani pentru că fiind la început ai foarte multe costuri cu chiria, cu mâncarea și așa mai departe, nu este foarte simplu să supraviețuiești în prima lună în care vii în Marea Britanie, foarte mulți oameni nu rezistă și pleacă înapoi în țară. Însă un lucru care m-a ajutat foarte mult a fost banii transferați de la familie în Marea Britanie către mine atunci când am avut nevoie și de asemenea și banii pe care i-am trimis în țară în zile în care familia a avut nevoie. Și de aceea este foarte important să ai acces la un serviciu foarte rapid în care poți să trimiți bani în străinătate sau în România foarte rapid și cu comisioane foarte mici. Așa că astăzi o să vă arăt ce folosesc eu după ce am testat foarte, foarte multe companii și de asemenea o metodă prin care și dumneavoastră puteți faceți bani. Așa că trebuie să vizualizați acest videoclip până la final ca să vedeți despre ce este vorba. Haideți să începem! O să vă arăt chiar acum cum puteți să transferați bani foarte rapid și de asemenea și în zilele de sărbătoare, adică atunci când băncile sunt închise, pentru că acesta este un lucru foarte important pe care trebuie să știți despre această aplicație comparativ cu alte aplicații, că puteți să transferați bani și în zilele de sărbătoare și pe lângă asta aveți comisioane foarte, foarte mici și nu aveți niciun cost ascuns, deci o să vă arăt exact cât vă costă să transferați banii și de asemenea o să vedeți cât de rapid este acest serviciu comparativ cu alte servicii. Tot ce trebuie să faceți ca să descărcați această aplicație este foarte simplu. Intrați pe Google și scrieți TransferGo sau puteți să intrați direct pe Google Play sau depinde ce aveți, dacă aveți iPhone sau Android însă noi o să intrăm de pe Google și apăsați aici pe TransferGo.com să da direct pe site-ul lor. Aici tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe deschide aplicația însă înainte de asta vreau să vă arăt câteva lucruri despre TransferGo și anume că aici vă arată exact cursul valutar pe care îl primiți și după cum puteți vedea primiți cel mai un curs. Pe lângă asta aveți zero comisioane la primele două tranzacții, ceea ce este foarte, foarte important și puteți să trimiteți banii în 30 de minute gratuit pentru primele două transferuri în loc de o 99. Însă acesta este un lucru foarte important de știut că puteți să trimiteți bani în 30 de minute, ceea ce nu se întâmpla înainte când eram eu în Marea Britanie, însă acum că au acest serviciu este un lucru foarte, foarte bun și foarte de ajutor și de asemenea puteți să alegeți și altă dată la care să trimiteți banii și după cum puteți vedea apare chiar aici că e costul gratuit, deci nu trebuie neapărat să plătiți bani în plus dacă nu aveți nevoie. Dăm mai jos și ne arată review-urile lor pe Trustpilot, review-uri foarte bune și sunt sigur că ați auzit de acest serviciu pentru că este un serviciu foarte bun și după cum puteți vedea puteți să transferați în peste 160 de țări și este un lucru foarte, foarte interesant și dacă îi dăm mai jos ne arată exact procesul prin care să trimiteți bani, este foarte simplu, după cum puteți vedea, dar o să descărcăm acum aplicația să vedeți și voi acest proces. Apăsăm pe deschide aplicația și o să ne trimită pe Google Play. Aici pur și simplu o să ne instalăm această aplicație, durează aproximativ un minut sau două și după aceea o să revenim cu pașii pe care trebuie să-i urmați ca să transferați și bani. Bun, acum că s-a descărcat aplicația o să intrăm și noi, o să apăsăm aici pe butonul de Open și o să intrăm în aplicație și aici de la început ne spune faptul că avem zero comisioane pentru primele două transferuri. Aici o să ne ceară numărul de telefon, o să ne punem și noi numărul de telefon și apăsăm pe Confirm Number Aici o să primim un sms și o să ne confirme numărul de telefon. După ce ne-a confirmat numărul de telefon, ne punem un cod de 4 cifre ca să ne logăm în aplicație și după aceea putem să transferăm bani. Deci după cum puteți vedea este foarte, foarte simplu. Mi-am făcut deja cont și au deja detaliile mele, însă atunci când vă faceți cont este foarte simplu, vă cere nume, prenume, vă cere țara de origine, data de naștere și de asemenea o să vă ceară și adresa unde locuiți, iar mai apoi când o să plătiți pentru acest transfer o să vă întrebe cu ce card o să doriți să plătiți, o să vă atașați cardul sau puteți faceți transfer bancar și puteți să trimiteți banii direct pe cardul destinatarului, ceea ce este un lucru foarte bun pentru că dacă nu aveți acel IBAN puteți să faceți acest lucru. Noi o să îi dăm aici de exemplu o să trimitem, o să pun aici 5 lire doar ca să aveți și noastră un exemplu și ne spune exact cât este cursul valutar, însă acest curs se schimbă și puteți să așteptați până când este cel mai bun curs. Pune faptul că este cel mai bun curs în momentul de față și că putem să-l trimitem în 30 de minute gratuit. Și aici vă întreabă dacă aveți vreun promo code sau un invite code, pentru că o să vă spun și asta cum puteți face faceți rost de niște bănuți când folosiți această aplicație, dacă o recomandați prietenilor dumneavoastră, o să apăsăm aici pe continuare și o să ne ceară contul în care vrem să trimitem. Eu am ales să trimit direct pe contul IBAN, însă nu puteți să alegeți să trimiteți pe cardul bancar sau puteți să alegeți să trimiteți la acea persoană dacă nu are card bancar sau IBAN și o să primească SMS cu detaliile cum să ridice banii. Noi o să apăsăm aici și o să ne alegem cardul. După cum v-am spus, eu am pus deja detalii pentru că folosesc această aplicație de ceva timp. O să apăsăm pe Mastercard, că folosesc cardul Mastercard IBAN-ul este corect și aici o să, dacă avem vreun cod, o să punem un cod, dacă nu, nu. Apăsăm pe Pay, ne procesează plata, va trebui să intru în aplicația băncimele și să accept această plată. Și gata, asta este tot, am trimis deja bani, deci în mai puțin de 3 minute am reușit să trimit bani cu această aplicație ceea ce este foarte rapid, însă în cazul noastră dacă nu aveți deja cont pe TransferGo, ei bine, o să dureze puțin mai mult și după cum v-am spus, puteți să trimiteți bani și în zilele de sărbătoare când băncile sunt închise, ceea ce este un lucru foarte bun și banii puteți să-i trimiteți foarte foarte rapid și acea metodă pe care puteți să folosiți ca să faceți bani este să vă invitați un prieten și spune că o să primiți 20 de lire atunci când Prietenul dumneavoastră transferă 100 de lire sau mai mult într-o altă monedă. Deci puteți să vă invitați prietenii să faceți bani folosind această aplicație, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun dacă doriți să faceți niște bani extra. Și de asemenea, dacă vreți și noastră să vă faceți cont la această aplicație și să o folosiți, aveți link în descriere și aveți link și către un articol despre această aplicație cu pașii pe care trebuie să-i urmați ca să vă faceți cont dacă sunteți client nou. Sper că acest videoclip a fost de ajutor și dacă vreți să vedeți câteva lucruri importante despre Marea Britanie și viața de aici, e bine apăsați în stânga ecranului către acest playlist. La revedere!